El este un tată fericit și din câte îmi amintesc, ambii săi fii îi calcă pe urme. Vreau chiar în aceste clipe să aflu adevărul de la Laurențiu Popescu. Salutare și bine ai venit la noi! Salut, cu dragi, noroc, cum te-am găsit! Noroc, 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 ia loc pe canapea. Mai tu ai flăcăi mari? Sigur că am. Câți ani au? Mulți! Hai zile, fă-le reclamă, vrei să-i însori, să nu-i însori, toate că e prea de vreme pentru însorătoare. Eu am fost coleg la Ștefăneagă cu mămica Emilie. Aha, aha. Era dansatoare, dar eu eram instrumentist, eram cobzar. Aha, aha. Ia spune-mi, câți ani au flăcăii tăi? Deci Virgiliu are 30 și Cătălin are 19. Păi, când? Când ai reușit să crești așa flăcăi mari? Când am reușit? Anii trec, se duc ca vântul, zboară ca vântul. Și m-am căsătorit de grabă. Așa a fost. Deja la 19 ani a apărut primul picior, Virgiliu. Da, asta mă gândeam și eu, cam să socot, cam pe la ce vârstă ai devenit tătic. La 19 ani deja eram tătic, da. Și ai reușit să faci și carieră, să și te implici în familie. Parcă sigur că am învățat împreună cu Vitalie Dani la Academia de Muzică, eram colegi, el era la dirijare corală, eu eram la instrumente populare, cum am zis, am fost cobzar. Da, cobzar. Și am început atunci colaborarea noastră, cântând pe la diferite ceremonii. Apropo, primele apariții noastre televizate a fost atunci, la începutul anilor 90, Vitalie s-a lansat cu piesa Orhiancă, așa și pornit. Eu mai târziu, la început eram vocalist, mai târziu în 2000 am format cu Diana și cu Tatiana formația Savana. Da, pentru că de acolo te cunosc mulți și cumva, iată, imaginea unui interpret dintr-o trupă este rară pentru zilele noastre. Pentru că acordul, mă rog, în rest, ce alte band-uri au mai fost? De atunci erau mai multe formații apăruse. Fresh, Dublu Sens, da. Ideea, de fapt, a fost al lui Vitalie, uite, să facem ceva deosebit. A fi un băiat și câteva fete. Nu contează. La început erau 4, 3, până la urmă au fost 2. Au rămas 2. Da. Și uite, așa am pornit, am avut într-adevăr succes, pentru că a fost așa, inediți. Da, și ați avut turnee prin țară, în prin fiecare țară, sat da, ați da, cântat, da, am sigur impresia. Că împreună cu Vitalie, împreună cu alți colegi de-ai noștri, am colindat Moldova în lung și în lat. Și iată, de la trupă ai reînceput cariera solo, ce este foarte important pentru un artist. Cu 2007, vârsta, oricum ajungi să creezi ceea ce îți place ție până la urmă. În 2007 Tatiana a plecat în Canada, împreună cu familia. Am rămas eu cu Diana, am mai activat așa vreun an de zile, apoi a plecat în România cu provincialii, am avut o colaborare și am rămas de unul singur și împreună cu buna mea prietenă, colegă, Viorica Nagacevski, ne-am gândit, uite, Laurenț, hai să mergi și pe o carieră solo. Mi-am lansat primul meu album solo, Trăiește clipa, am făcut o lansare în 2009 și am pornit așa la drum. Și astăzi vii cu o melodie nouă. Da, așa este, vin cu un tango cu parfum de amintiri, scris muzica de Maria Stoianov, care este, zic eu, un izvor de șlagări. Da, e adevărat. Care mai am o colaborare frumoasă cu ea. Textul este scris de Dumitru Popovici, un pământean de-al meu, apropo, care nu are treabă cu arta, dar este pasionat de poezie, este pasionat de muzică. Apropo, recent a plinit un jubileu frumos, 70 de ani, și Maria a ținut cu tot din adinsul ca piesa, tangoul să apară de ziua lui, da. Și a fost o surpriză frumoasă. Au fost oameni de mare valoare la acel frumos eveniment, între care și academicianul Mihai Cempoi și mulți, mulți alții. Noi am cântat, ei au dansat, au depănat amintirile, s-au simțit bine. Da, pentru că ajungând la o vârstă, tot ce este mai prețios sunt oamenii și amintirile din viață și asta este foarte... Așa este tangoul... Te duce, te teleportează te undeva. Mai ales toamna. Mai ales toamna asta târzie. Anul, timpul nostalgiilor, da. Vrem să te invităm să ne cânti această melodie și să ne teleportezi și pe noi într-un trecut frumos. Și vreau să-i mulțumesc mult și celui care
a făcut orchestrația acestei frumoase melodii, Ion Lincovski. Cu el am primat și vocea, cu el am făcut și mixajul piesei. O colaborare frumoasă din ceva ani. Eu zic să ascultăm această colaborare și să ne dăm cu părerea pe pagina noastră de Facebook și de YouTube. Vă lăsăm în aceste clipe în compania Laurențiu Popescu cu Al Său Tango. Cad frunzele, câte una, câte două. Cad frunzele, cad pline de rouă. Cad frunzele, din codrul verde. Cad frunzele, oare cine le vede? A sosit toamna vieții mele, au plecat cocoși și rândunele. Un tango mai răsună în noapte, amintirile zboară departe. A sosit toamna vieții mele, au plecat cocoși și rândunele. Frunzele ca de dor alinate, un tango mai răsună în noapte. Cad frunzele, ani puțini sau mulți. Cad frunzele, câte vârfuri de munți. Cad frunzele, munții-n ceață. Cad frunzele, anii mei, a mea viață. A sosit toamna vieții mele, am plecat cocoși și rândunele. Un tango mai răsună în noapte, amintirile zboară departe. A sosit toamna vieții mele, am plecat cocoși și rândunele. Frunzele ca de dor alinate, un tango mai răsună în noapte. A sosit toamna vieții mele, a plecat cocoși și rândunele. Un tango mai răsună în noapte, amintirile zboară departe. A sosit toamna vieții mele, a plecat cocoși și rândunele. Frunzele ca de dor alinate, un tango mai răsună în noapte.